Nang era hotărâtă să învețe limba engleză. Atunci când un centru adventist de cursuri de limba engleză s-a deschis în orașul ei din nordul Laosului, ea a folosit ocazia. A luat foarte în serios această activitate și a decis să învețe 100 de noi cuvinte în fiecare zi. Nang nu cunoștea limba engleză, dar prin muncă ea a început repede să înțeleagă această limbă. A participat mereu la orele de curs și a făcut practică cu vorbitorii nativi de limba engleză până când a vorbit fluent. Învățarea limbii engleze a făcut posibil ca ea să meargă la o universitate adventistă din Thailanda. În prezent este înscrisă la programele de educație în psihologie ale Universității Asia Pacific International și speră să-și folosească noile abilități acasă, în Laos. Centrul local adventist de limba engleză nu i-a oferit doar șansa de a învăța limba engleză, ci și ocazia de a-L cunoaște pe Isus. Nang și mama ei au fost printre primii care au participat la serviciile divine săptămânale din sabat. La început, numai 7 oameni se adunau într-o casă mică. Astăzi, numărul lor a crescut la peste 100 de oameni care se întâlnesc în fiecare săptămână. La fel ca mulți alți oameni, Nang și mama ei și-au predat inimile lui Isus. În 2018, o parte din colecta sabatului al 13-lea a ajutat la extinderea acestui centru de limba engleză. Aceasta este o binecuvântare pentru zeci de studenți, care, la fel ca Nang, au putut să exploreze noi posibilități. Acum aveți ocazia de a contribui la o altă școală specială din Laos prin colecta sabatului al 13-lea din acest trimestru. Laos a fost destul de greu de abordat de către adventiști. În 1957, pastorul Dick Hall cu soția și copiii lui au venit aici pentru a-L prezenta pe Isus oamenilor. A lucrat timp de 4 ani înainte ca să fie forțați să plece din cauza războiului. Ei au lăsat în urmă o mână de noi credincioși, care erau foarte tineri în credință. Astăzi există un singur adventist rămas în acest oraș. Luang Natha a devenit o locație strategică, fiind poarta de nord din Laos către China. O prezență adventistă poate ajuta comunitatea să crească pe măsură ce orașul se extinde. Misiunea adventistă din Laos plănuiește să clădească o școală primară bilingvă. Prin contribuția voastră la colecta din sabatul al 13-lea, ei speră că o nouă școală poate deveni o parte integrantă din această comunitate. Vă rugăm să sprijiniți lucrarea din această parte a lumii în acest trimestru. Vă mulțumim pentru contribuția voastră! La calvar,
sus pe o cruce. Iubirea a fost jertfă și altar. Împăcând toată omenirea cu Creatorul Său, cu Tatăl Dumnezeu. Cu Tatăl Dumnezeu pentru veșnicie. Ascultați-mă voi, care umblați după neprihănirea Domnului, cei care căutați pe Domnul. Priviți spre stânca din care ați fost săpați, spre groapa din care ați fost scoși. Priviți la părintele vostru, Avraam, și la Sara, care v-a născut. Bun venit la studiul numărul 6, Rădăcinile lui Avraam. Vom face și noi, așa cum spune la Isaia 51 cu 1 și 2, vom privi la Avraam nu doar ca să satisfacem cumva curiozitatea istorică, dar ca să tragem niște lecții. Vom face aceasta împreună cu pastorul Rămașcu Iulian, căruia zic bun venit în emisiune. Mulțumesc mult de invitație. Și cu profesoara de la Liceul Vasile Alexandrii din Călăraș, Orac Liliana. Da, bun mulțumesc venit. Mulțumesc. Când vorbim despre Avraam, vorbim de credință, ne aducem aminte de prietenul lui Dumnezeu, ne aducem aminte de statornicie și de tatăl tuturor credincioșilor. De aceea, când Iuda a vrut să scrie minuscula lui epistolă, care are doar un capitol, a spus, pe când mă gândeam să scriu despre mântuirea noastră de obște, m-am văzut îndemnat să scriu despre credința care a fost dată Sfinților odată pentru totdeauna. Nu vom ști niciodată care a fost intenția, dar Duhul Sfânt l-a încurajat, l-a îndemnat ca să scrie despre credința care a fost dată pentru Sfinților odată pentru totdeauna. De aceea și în ora de față, noi avem lecția de la Școala Sabatului, avem cumva schița întrebărilor pe care le vom discuta, dar totuși vom lăsa ca Duhul Sfânt, ca și pe Iuda, să ne îndemne să discutăm acele adevăruri care vrem să le cunoaștem din privirea spre Tatăl tuturor credincioșilor, spre experiența Lui. De aceea invit pe Liliana să se roage împreună cu noi la început. Părinte Ceresc, Tatălui Avraam, Tatăl tuturor credincioșilor, îți mulțumim că ne ești Tată. Îți mulțumim că L-ai ales și pe Avraam să ne fie exemplu și Tată pământesc. Și ajută, Doamne, ca tot ce avem de învățat din viața acestui om să putem să învățăm, să putem să evităm greșelile lui, să putem să ne
asemănăm cu El în toate lucrurile Lui bune. Ajută-ne, Doamne, să umblăm pe urmele Tale și să ridicăm altare așa cum făcea Avram. La aceasta te rugăm în numele scump al Domnului Iisus. Amin. Amin. Dragii mei, să pornim la drum, să vedem calea pe care a parcurs-o. Multe expediții s-au făcut, dar niciuna nu se poate pune alături de călătoria lui Avram. Multe corăbii și portavioane au fost construite, dar niciuna nu poate fi pusă alături de corabia lui Noe. Multe învățături și mulți filozofi și învățători au fost de-a lungul veacurilor, dar nimeni nu poate fi pus alături de Domnul Iisus Hristos. De aceea, haideți să vedem de la început, de la bun început, cum a fost chemat acest om, angajat în slujirea Domnului pentru tot restul vieții lui, de la chemarea până la ultima zi a vieții lui. Cum a fost chemarea lui Avram? Cum l-a chemat Dumnezeu pe Avram? Dumnezeu l-a chemat direct. I-a spus lui Avram să iasă din țara lui, din rodenia lui, din casa tatălui său și să vină în țara pe care i-o promite, sau ea îi va promite Dumnezeu, în care el să fie. Înțelegem că nu este un lucru ușor și simplu. Dacă am face o paralelă astăzi, ca Dumnezeu să vină personal la mine sau la altcineva și să-i spună: ieși din țara ta, din Moldova, du-te, vine în altă țară în care încă nu știi exact, dar practic a fost al credinței. A fost cumva rezervări la hotel, salariu, care va fi pensia, care va fi... Cred că nu. Eu cred că experiența lui Avram cu Dumnezeu l-a făcut ca să accepte anume această cale sau acest drum. Pentru că dacă să înțelegem mult mai profund acest lucru, este faptul că Avram practic se dezicea de trecutul lui, de tot trecutul lui. Tata, părinți, confort, casă pe care el poate a construit-o, tot confortul pe care și l-a creat. Trebuie să-l șters, dar viitorul? Și se înceapă, viitorul vedem mai târziu că și de viitor trebuia să-i zic în momentul când Dumnezeu l-a chemat să-l aducă jertfă pe fiul său. Și practic rămânea fără reper și unicul reper al lui era prezența lui Dumnezeu. Deci Avram a înțeles, acolo unde Dumnezeu vrea să fie, chiar dacă lași în urmă trecutul și viitorul, dar acolo e cel mai bine unde Dumnezeu vrea ca tu să fii. A plecat fără să știe unde merge. Da. Ceea ce este interesant în viața oamenilor mari ai credinței este faptul că ei au legătură directă și vorbesc cu Dumnezeu. Da. Și noi deseori, și îmi doresc eu personal, dar noi deseori ne-am dori să ne spună Dumnezeu: fă lucrul acesta sau fă pe acesta, merge acolo sau du-te dincolo. Dar aceasta se capătă cu timpul. Nu cred că vine dintr-o dată. Se spune despre Enoch antediluvianul că a umblat cu Dumnezeu 300 de ani și Dumnezeu l-a luat la el. Avram a început și el să vede umblarea cu Dumnezeu și Dumnezeu în urma acestei umblări a lui Avram l-a socotit vrednic și l-a numit în cele din urmă prietenul lui Dumnezeu, pentru că îi plăcea să stea de vorbă cu Dumnezeu și a ajuns la acest nivel al credinței când se poate să audă vocea lui Dumnezeu și să-l și asculte. Deci el a fost cumva rupt și de trecut și de viitor. Singura lui siguranță era: eu voi fi cu tine. Da. Păi, cum este cântarea, mai mult de atât. Ce mai vrei? Dacă acela care este... Absolut. În afara timpului știe totul din dinainte, atunci te relaxezi și ce face, ce vrea Domnul, aceea vă face cu viața noastră. Eu cred că nu fiecare este gata să facă așa ceva. Deci trebuie să ai experiența aceasta cu Dumnezeu ca să fii gata să mergi la așa pas, pentru că pentru alții e o nebunie. Cum așa? Să pornești în practic în neant, fără legat la ochi, nu știi unde, cum, și tu să pornești. Deci e experiența cu Dumnezeu. Dacă Dumnezeu o cere, înseamnă că o știi ce e mai bine. Din lecția anterioară a fost vorba despre cei care au vrut să zidească turnul Babel.
și a spus să ne facem un nume mare. Și nume, știm care este, un nume care până la urmă va fi șters. Despre Avram, Domnul a promis că eu îți voi face un nume mare. Care e diferența dintre când, din faptul când omul vrea să-și facă un nume mare și când Domnul îți face, dorește să-ți facă acest nume? E o vorbă în popor și e foarte plină de bun simț, că omul care se laudă nu e pe drumul cel bun. Lauda de sine nu miroase bine. Când tu te străduiești să-ți faci această, să te lauzi pe tine, asta este de, în primul rând, cred că arată o calitate joasă a caracterului. Dar dacă cineva te laudă și tu încă rămâi și smerit, asta este om de caracter, este un om mare, cu majuscule, în care poți să ai încredere. Pentru că acești mari între ghilimele oameni ai Babelului s-au încrezut în niște ființe trecătoare, supuse multor limitări, chiar dacă erau încă sănătoși și nu erau poate în situații foarte mai grele sau decât suntem comparativ cu noi astăzi, dar atunci când te lipești de o sursă veșnică, de o sursă inepuizabilă, de o sursă plină de dragoste, șansele tale de a rămâne veșnic și ele cresc. Da, din cuvintele Domnului Hristos se vede că ăștia cărora li se face de către Dumnezeu un nume mare, se pare că ei nici nu caută lucrul ăsta. Absolut. Da. Că atunci când Domnul le va spune, aveți nume mare, mi-ați dat și da, ei și ce spun? Se vor uimi. Când, Doamne? Deci numele nu e legat de celebritate, da, și de ceea ce este temporar pe acest pământ. Dacă îți facem o paralelă cu invitația pe care o face Domnul Iisus lui Matei și tânărului bogat, ambii aveau bogăție. Matei îl alege pe Iisus, tânărul nu s-a face această alegere și tânărul rămâne fără nume. Da? Deci e un tânăr. Matei rămâne nu doar scris, dar și pentru veșnicie. Adică avea un nume mare, este în primul rând acel nume care e scris în planul lui Dumnezeu, în cartea vieții și acel nume care dăinuiește. La Babel a rămas denumirea turnului, dar a oamenilor individual nu e nimeni. Și totuși, uitați-vă, cei care au făcut isprava aceasta, numele lor dăinuiește până la sfârșitul istoriei lumii. E numele clădirii sau clădirii, a zidirii care au ridicat-o, turnul Babel, da? Dar nu e numele persoanelor, individualităților. Au fost oameni care au încercat să-și facă, în discuția particulară, Liliș a amintit de cineva care a dat foc la o bibliotecă. Poți să spui de... Da, cel care a dat foc bibliotecii din Alexandria este renumit pentru bravura lui și a vrut să rămână numele lui în istorie. Dar de bine ce a vrut, eu, de exemplu, nu-l mai țin minte. Chiar dacă numele lui Cain este un nume care persistă, dar este un verset pe care chiar aș vrea să-l citesc de la Isaia 67, 65 cu versetul 17. Aici spune următoarele cuvinte: căci iată, eu fac ceruri noi, un pământ nou, așa că nimeni nu-și va mai aduce aminte de lucrurile trecute și nimănui nu vor mai veni în minte. Deci, memoria acelora care au slujit lui Dumnezeu, memoria acelora care Domnul le-a făcut numele, va fi, cum spune și la Isaia, capitolul 56 cu 5, le voi da un nume veșnic care nu se va stinge. Iar la Daniel, capitolul 12 cu 3, acolo spune că cei înțelepți vor străluci ca strălucirea stelelor și vor, cei care vor învăța pe mulți să umble în neprihănire vor străluci pentru veac, pentru veci de veci. Deci e mare deosebire când omul vrea să-și facă un nume și cu totul alta când Dumnezeu îți face numele. Da. Am vrea ca să ne gândim un pic la scopul chemării lui Avram.
cu ce scop l-a chemat Dumnezeu pe Avram? A vrut să-l facă cu un cap mai pe sus, să-l facă notoriu, să-l facă... Care a fost scopul principal? Eu aici văd două direcții. El a fost chemat să iasă din rudenia lui, din mediul în care era, un scop fiind paralela cu Babelul, da? Pentru că el a ieșit din Ur, din Haldeie l-a chemat Dumnezeu. Idolatrie. Și dacă să facem o paralelă spirituală, este că fiecare trebuie să iasă din Babilon. Așa. Da? Deci probabil că unele din rude puteau să îi afecteze credința lui. Al doilea fapt poate fi că toți fii credincioși, și atunci când toată familia este credincioasă, unde poți să iei tu o mai mare binecuvântare? Dacă toți în familie sunt, atunci Dumnezeu te cheamă într-o altă localitate unde nu e nimeni și Dumnezeu vrea ca să fie o binecuvântare acolo. Deci probabil că sunt două scopuri, da? Nu știm exact care era atmosfera în familie a lui Avram, dar cred că cel mai mult Dumnezeu se gândea la binecuvântarea și salvarea altora prin el, prin lucrarea chiar lui. Chiar i-a spus lui, spune, te voi face o binecuvântare și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Deci dacă ne gândim la misiune, el avea o misiune extraordinar de mare. Dumnezeu nu l-a chemat ca să fie un scop în sine chemarea lui. Da, ai vrut să spui ceva? Da, în notă se precizează că ținta plecării era o țară, dar nu putem să ne gândim că Dumnezeu a vrut pur și simplu să îi mute reședința și schimbe domiciliu. Dumnezeu nu face lucruri și de dragul. Da, pur și simplu că să mai schimbe ceva în peisaj. Dar a vrut să facă din această țară un simbol, din acest loc o sursă de binecuvântare. Deci Dumnezeu l-a chemat pe Avram, eu cred că pentru două lucruri. Pentru misiune, așa cum deja s-a spus, deci să dar și pentru relație. Adică Avram trebuia să fie printre oameni, printre necunoscătorii de Dumnezeu, un exemplu de ce înseamnă un om care îi slujește lui Dumnezeu, merge pe urma pașilor lui, se lasă îndrumat, se lasă condus și să vadă lumea că se poate să trăiești cu Dumnezeu și viața trăită cu Dumnezeu este o viață deosebită, e o viață plină de aventură, Dumnezeu este foarte original, este întotdeauna foarte inventiv, creativ, cu surprize, cu foarte multe surprize și este o viață care merită să fie și este trăită la superlativ. Da. Mă gândesc la ieșirea, ieși și du-te. Sunt două aspecte ale chemării lui. Mi-amintesc, parcă sună cumva în minte cuvintele Domnului Hristos, pentru că am spus la întâlnirile anterioare, uneori trebuie să citești vechiul ca să înțelegi noul. Uneori citești din nou ca să reflecteze cuvintele Domnului Hristos asupra celor care s-au întâmplat. Același creator, același care a lucrat, care a chemat pe oameni, Domnul Hristos. Și el spunea la Luca 14:26, spune, dacă vine cineva la mine și nu urăște pe tatăl său, pe mama sa, pe nevasta sa, pe copiii săi, pe frații săi, surorile sale, ba chiar viața sa însăși nu poate fi ucenicul meu. Deci noi nu comentăm lucrurile astea, ne-a luat timp mult, dar nu e vorba că să-ți urești soția, dar dacă spune că chiar mai mult decât viața ta, deci aici e clar, e vorba de a-L pune pe Dumnezeu pe primul loc. Da, da. Deci aceasta a fost chemarea, aceasta a fost ieșirea. În partea a doua a lecției noastre intervine o eclipsă în viața lui Avram. Și din ce motiv Avram, care știa că țara Canaanului este locul călătoriei lui, pleacă în Egipt? Care era motivul acela? A avut o descoperire, a avut o revelație în privința asta. Eu cred că aici putem să vorbim același lucru ca și despre noi. Și anume că viața cu Dumnezeu nu presupune o relaxare la un moment dat sau să te oprești. Nu întâmplător Domnul Iisus spune, eu sunt calea, adevărul și viața.
Adică Domnul Iisus este cale, El nu este un loc unde ai ajuns și te-ai relaxat, poți să te-ai liniștit. Același lucru probabil nu l-a înțeles și noi, da? S-a gândit că este salvat și pe undeva s-a relaxat în drumul lui. David, când s-a relaxat, s-au început problemele și păcatele. Probabil și Avram s-a gândit că a ajuns acolo unde trebuia, în Canaan, și pe undeva o mică relaxare, care l-a făcut ca să nu mai apeleze atât de mult la Dumnezeu. S-a gândit că deja și el se poate descurca. Dacă se poate, aș vrea ca chiar să citim versetul 10, deci 12 cu 10. Chiar citește, te rog. A venit însă o foamete în țară și Avram s-a pogorât în Egipt ca să locuiască pentru câteva vreme acolo, căci era mare foamete în țară. Aha, ai vrut să spui ceva? Da, spuneai, citai versetul din Noul Testament. Luca. Da, când omul trebuie să-și urască până și viața, iar Avram n-a fost în stare la acest moment să-și urască viața, s-a temut pentru viața lui. Când a văzut că ochii credinței s-au închis și s-au deschis ochii pământești. Și a văzut că problemele că nu sunt... Și erau mici, ori mari? Probabil că erau mari. O foamete foarte mare. Da, deci dacă se spune în Scriptură, nu cred că ne putem juca. Așa. Deci descrierea de regulă în Scriptură, descrierea e foarte obiectivă. Așa, continuă. Și în momentul în care omul a văzut că toate lucrurile par strașnice și grele, a hotărât că trebuie să facă ceva. Era garanteză. Era cap de familie, trebuia să ia hotărâri. Adică ceea ce a făcut el, pe de o parte, este foarte normal. Omenește. Da. Uitați-vă la societatea noastră și chiar la noi în general. Este greu aici, plecăm în peste hotare. Este greu acolo, ne schimbăm. Deja gândim altfel, chiar noi care am fost obișnuiți, generația noastră, mai încoace, care am prins și alte vremuri, eram obișnuiți, oamenii stăteau la casele lor. Acum gata, s-a terminat. Fiecare își caută interesul. Și a venit momentul pentru Avram și și-a căutat singur interesul. Da. Acum cu problemele astea și nu știm ce o să mai fie, ca familie am avut o clipă de să zic, un parlament familial restrâns, dar foarte de peste hotare, multe semnale, veniți că deja ne pregătea unde să mergem. Și slava Domnului că hotărârea familiei a fost unanimă, cu multe frământări, dar noi suntem chemați aici și aici vom trăi sau, dacă va fi nevoie, vom muri cu Biserica Domnului, pentru că Domnul are grijă de toate. Asta nu e. Domnul Hristos a spus însuși că dacă vă vor prigoni într-o cetate, să fugiți în alta, deci nu e o condamnare a nimănui. Dar totuși, mă întreba cineva care a plecat în Canada, frate, e bine sau e rău? Zic, nu așa se pune întrebarea. La Iacov spune, ascultați care ziceți, mă voi duce, voi face, voi dimpotrivă, să ziceți, dacă va vrea Domnul, vom face cu tare sau cu tare lucru. Adică unii te duci să plănuiești cu Domnul orice mișcare. Ce îmi place mie în povestea lui Avram este că se potrivește întrucâtva cu povestea noastră de familie, pentru că majoritatea persoanelor de obicei când pleacă, când își schimbă locul în care locuiesc, merg undeva la mai bine. Și dacă eu povestesc în România că locuiesc în Basarabia, ei așa se miră, nu foarte tare, dar mă rog, se miră un pic și trec mai departe. Dar când de spun basarabenilor, moldovenilor noștri din Republică, că am venit în Basarabia, rămân așa de șocat și de perplex. De ce ați venit la noi? Cum? Ai lăsat tu Bucureștiul pentru Moldova și nici măcar pentru Chișinău, dar pentru un sătuc nesemnat. Ceva asemănător, bine, în alte proporții, clar, a făcut Avram. Avram a lăsat o civilizație foarte înfloritoare, niște condiții foarte bune pentru vremea aceea, o capitală, și a venit într-un loc, poți să zici, al nimănui, pustiu. Da, cineva a venit în
Hârjauca, vrea chiar în Leordoaia să vină, de la Chișinău. Da, spune de multe ori în spiritul profetic despre mutarea de la oraș la, la țară, dar aceasta este o altă temă. Oricum, chemarea lui Avram a fost o chemare care m-a chemat Domnul în New York sau m-a chemat Domnul în unde? În... Dar de ce nu te cheamă Domnul la Bangladesh? De ce nu te cheamă Domnul la Africa? Sau? Adică dacă l-ar fi chemat Domnul pe Avram în Egipt, cred că era ceva deosebit. Dar Avram atunci nu a făcut, nu s-a consultat cu Dumnezeu. A făcut de capul lui și a fost o capcană. Pentru că nu s-a văzut să facă acolo misiune, da? Da. Nu s-a primit că să fie o binecuvântare pentru alții. Da. Din contra, s-a primit un contrast, că el a folosit minciuna și faraon de cealaltă parte. Ai deschis un subiect și te rog continuă-l. Se vede că a fost o eclipsă. Ce rol a jucat această minciună? Ce a vrut Avram să facă cu... Spune ce minciună întâi a înșelat el. Păi, de fapt, s-a primit așa, știți cum și noi câteodată vrem să spunem o minciună, dar și cu un pic de adevăr. Aha. Pentru că la Avram asta era situația, era și un pic de adevăr. Că el a dorit ca Sara să spună că ea este sora lui. Și dacă îi luăm pe de o parte, era, da? Dar nu după ambii părinți. Și el s-a gândit că nu e atât de grav. Dar în același timp înțelegem că s-a temut de viața lui, pentru că înțelegea că Sara e frumoasă și atunci este în pericol viața lui, va fi omorât și în acel moment se vede neîncrederea în Dumnezeu. Adică dacă Dumnezeu m-a adus până în Canaan, dar aici deja am pornit eu, a început el deja metodele lui, cum și noi uneori. Când suntem pe terenul lui Dumnezeu, e totul bine. Când începem noi să alegem terenul nostru, încercăm să găsim scuze. Și da? Se leagă una de alta. Și putem să eșec luăm după eșec. Da, și putem să luăm ca exemplu. Cineva se duce peste hotare și vrea să găsească argumente că Dumnezeu l-a dus acolo și încearcă să aducă argumente. Că uite, merge bine, uite, Dumnezeu mă binecuvântează, uite, totuși e planul Dumnezeu să fiu aici. Dar el, de fapt, încearcă să se convingă pe dânsul în ceea ce nu-i drept. Da. Sau el nu-i convins. Dar spune așa. Dragii mei, am observat la mulți frați care au mers peste hotare, am fost și în Spania, am fost și în Austria, și ce mi-a plăcut foarte mult este când frații pleacă pentru că nevoia sau necesitățile sunt. Imediat au observat, de pildă în Austria, o experiență care pe linie strase erau vreo 10-12 frați acolo și a spus, nu, fraților, să nu ne pulverizăm, hai să ne organizăm, să facem. Și acum în Viena sunt două biserici mari, adică mi-a plăcut foarte mult că chiar cei care sunt nevoiți să plece, să-și facă roți, adică nu uită ca principalele lucruri să le pună pe primul loc. Referitor de la minciună, am citit odată, am auzit, Morris Venden avea așa o versiune a păcătosului de la Psalmul 46 cu 1, spune, să ne ferească Domnul să folosim, spune, minciuna este un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoie. Adică spune minciună și ai la scăpat. Timpul potrivit. Da. Numai că necazul este că minciuna are picioarele scurte și te duce până undeva, dar nu prea departe, până în prăpastie. Versiunea corectă, biblică, este Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru. Amin. Un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoie. Cu ce s-a ales Avram din acea minciunică pe care a afișat-o el? Dacă vrei să citești 12 cu versetul 16. Pe Avram l-a primit bine din pricina ei și Avram a căpătat oi, boi, măgari, robi și roabe, măgărițe și cămile. Oh, cine a spus că minciuna era? Oi, da. Oi, boi, măgari, robi, roabe, măgărițe, cum ar fi acum Zaporoje sau Trabant, cămile, cum ar fi un bâmbă. Și Avram a profitat, a câștigat un câștig de moment. Sigur că acestea
măcar că l-a trimis, a făcut, cum se numește, ex, nu, când îl... L-a excomunicat? Nu, nu, când îl trimite din țară... Expulzează? Nu, nu, e alt cuvânt, acum îmi scapă. Adică import, nu import, export, cum se numește cuvântul ăsta? Deport. E făcut deport la Avram, măcar că a făcut deport, dar toate lucrurile astea a rămas. Cu ce s-a mai ales din toate lucrurile astea? Un bonus acolo, dacă citim încă o dată versetul. Noi am discutat acasă, da, și e prima dată când mi-am dat seama, de fapt Agar era egipteancă. Era roabă primită în această tranzacție. Și de după bonus aici a fost. Da, și a fost un bonus, dar a fost o bombă. Mai târziu a explodat. Da. Și a explodat nu atunci, dar explodează de 4.000 de ani. Da. Noi știm că din cauza la ce s-a întâmplat... Și astăzi este conflict astăzi, între aceste popoare. Exact, exact. Deci cam la asta duce atunci când omul încearcă să ajute pe Dumnezeu în realizarea planurilor lui. Da. Faceți totuși o comparație între Faraon și Avram. Uite, Avram și Faraon. Cine, care era mai vinovat în toată, pentru că Sara era procedura complicată, trebuia să fie dus acolo și știți că a fost mari probleme și Domnul a spus, ai să mori. Da, femeia omului. Aici se vede. Cine era mai vinovat? Aici se vede că integru este Faraon și nu Avram. Da, deci vedem opusul. Când Avram ar fi trebuit să fie o binecuvântare și alții să fie binecuvântați prin el, în cazul dat, Avram n-are cu ce să se laude din punct de vedere spiritual. Da. Deci aici a fost eclipsa asta despre care am vorbit, a fost care cuprinde câteva versete de la 10, de la 10 la 20, în 10 versete este descrisă acea pată din viața lui Avram. Totuși, de ce a fost îngăduit ca să se raporteze lucrul acesta pentru noi, ca să știm lucrul acesta? El e tatăl tuturor credincioșilor. Da, dar să nu uităm că toți suntem mântuiți prin har. Așa. Și harul înseamnă milă nemeritată. Nu este, chiar dacă Avram nu ar fi călcat strâmb în acest aspect, nu ar fi avut un merit în fața lui Dumnezeu să fie mântuit, să fie salvat. Și dacă e har, putem să ne permitem și noi o minciunică din când salvatoare? Dar dacă ne uităm și la consecințe, dar dacă vedem cu ochii credinței cât întristăm pe Dumnezeu pentru o singură minciunică, se merită? Care diferența? Dar cum mai trăiești tu pe urmă? Cu ce conștiință? Care diferența? Te rog, continuă. Care diferența a lui Avram, că a greșit, și a unuia care ia metoda asta și spune, da, se poate. Aici. Care diferența? El n-a avut Avramul lui înaintea lui. Noi îl avem pe Avram. Absolut. E diferență sau nu? Da, e diferență pentru că omul nimerește într-o plasă sau într-o situație foarte riscantă și periculoasă, pentru că dacă el își găsește ca scuză fapta fie lui Avram, fie lui David sau altcineva, tot timpul o să găsească îndreptățire pentru fapta lui și poate să ajungă la un moment când deja glasul Duhului să nu-l mai mostră. Foarte frumos. Deci când tu faci conștient o dată, de două ori și îți găsești argumente biblice, dar ce nu a făcut David, nu a făcut Avram, nu a făcut altcineva, care e problema la mine? S-ar putea să ajungi în momentul când nu mai auzi mustrarea conștiinței. Ai tras de un trăgaci acum când ai spus, m-a dus cu gândul la versetul din capitolul 12 a Evrei. Și noi, fiindcă avem onoarea așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne. Da. Adică pentru noi, noi avem atâtea binecuvântări în relatarea istoriilor acestor oameni al lui Dumnezeu. Și n-ar mai fi scuzabil pentru noi. Da. Adică, poate, hai să spunem că Avram nu își dădea seama la ce consecințe o să ajungă. Cât a costat pentru el o clipă de neatenție, o perioadă în care nu l-a mai întrebat pe Domnul. Doamne, ce să fac? Oare avea să-l lase Dumnezeu să moară de foame? Adică îl aducea din Canaan și îl lăsa să moară de foame în Canaan.
Da. Avea să fie, dar da, să ne imaginăm povestea lui Avraam altfel, dacă n-ar fi fost această perioadă. Probabil că Dumnezeu avea să facă o minune. Probabil, și avea să fie și mai slăvit numele lui Dumnezeu decât a fost. Da, da. De asta credința lui Avraam a trebuit ce să facă? Să crească. Să crească. Și Dumnezeu, ce vă spune despre Dumnezeu când, în felul cum se poartă cu Avraam? E un Dumnezeu cum? Aici, de ce Dumnezeu a îngăduit ca să fie această istorie, este anume ca să descopere caracterul lui. Da. Pentru că, în ciuda faptului că omul ales de Dumnezeu greșește, Dumnezeu își manifestă încă milă, harul său și Dumnezeu vrea să-l întoarcă acolo de unde el a căzut. Da? Și, practic, istoria ne spune mai departe că se întoarce din nou la Betel, din nou e o lecție spirituală, că pentru a-ți reface relația cu Dumnezeu și a merge mai departe, trebuie să te întorci acolo de unde ai căzut sau unde te-ai întâlnit cu Dumnezeu și să mergi mai departe cu El. Cum spune la prorocii mici, îmi pare că mică, care Dumnezeu este ca tine, care ierți nelegiuirea și ca un tată bun, te rog. Îmi place foarte mult această împăcare și am citit odată despre un om al credinței care a observat că vreo câteva zile l-a scăpat din vedere pe Dumnezeu. Ceea ce cred că nouă ni se întâmplă absolut des, din nefericire. Dar mi-a plăcut atât de mult, m-a impresionat rezolvarea pe care acest om al credinței a găsit-o. A spus că în momentul în care și-a dat seama, stai un pic, eu atâtea zile, două, trei zile, n-am stat de vorbă cu Dumnezeu. Și s-a întors repede cu fața la Dumnezeu și a simțit că Dumnezeu l-a așteptat acolo unde l-a lăsat pe Dumnezeu, cum e cazul nostru, la Betel, și l-a primit din nou ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Deci este un Dumnezeu atât de bun, care își dă seama că putem să mai avem momente de astea de întunecime, de neatenție. Dar ne primește și ne așteaptă să reluăm și să renodăm această relație un pic deranjată. Înseamnă că bine spune psalmistul, am pe Domnul mereu la dreapta mea. Când este la dreapta mea, nu mă clatin. Da. Iar mesajul pe care la care m-am gândit eu acum studiind despre Avraam ar fi așa, așa îmi imaginez cuvintele, dacă ar fi să fie exprimate, prefer să mor eu pentru tine, pentru greșeala asta de două, trei zile, când tu ai fost neatent și ai făcut prostii, ai mers după capul tău, decât să renunț la tine. Da. Adică mă bucur că te-ai întors. Noi trebuie să înțelegem această bucurie și această bucurie, dar e o bucurie, cum să vă spun, un pic amestecată cu durere, dar e bucurie. Dumnezeu ne așteaptă să ne întoarcem la El. Din experiența lui Lot și coaliția cu cei de la Chedorlaomer, de la Babel, Ce vedem noi în viața lui Avraam, după eclipsa care a umbrit cumva experiența lui, vedem, apare iarăși soarele. Prin atitudinea lui sau prin relația lui cu oamenii se vede că și relația lui cu Dumnezeu s-a îmbunătățit sau a devenit așa cum trebuia să fie, da? Pentru că atunci când a apărut cearta între Lot și Avraam, Avraam este gata să fie cel care se împacă, rezolvă, remediază situația și în același timp el care avea dreptul să-și aleagă teritoriul pentru că era mai mare ca vârstă, ca rang, și totuși el îi dă întâietate nepotului său. Alegeți tu unde vrei, iar el prin aceasta din nou arată că el e gata să meargă prin credință, acolo unde Dumnezeu va da, acolo se va duce. Deci Avraam nu mai stă închistat, încremenit ca în Egipt. Ce să facem? Să murim de foame? Spune că ești sora mea, facem ceva. Nu, aici Avraam, cum îl vedem? Se relaxează. Da, nu doar că se relaxează, spune că a cerut sfatul Domnului. Și e foarte frumos lucrul acesta, dar ce relație frumoasă se descoperă aici. Deci când ceri sfatul Domnului într-o problemă care nu ți-e clar, într-o problemă de indecizie, de nehotărâre. Dar aici era normal să... Era o chestie de bunătate, că era absolut natural să mergi să salvezi pe ruda ta. Și totuși el întreabă, Doamne, sfătuiește-mă și spune-mi Tu. Deci asta arată că nu el în deșteptăciunea lui,
se duce și face și reușește. Dar spune, Doamne, îți dau ție întâietate, tu ești generalul. Eu merg după tine în umbră. Și am să fac ce spui tu. Ce merita Lot? După alegerea obraznică care a făcut și a ales partea cea mai bună. Merita să suporte consecințele. Da. Avram spune, vezi ce înseamnă să alegi. Ți-ai ales? Da, dar Avram nu procedează așa. Își pune viața în pericol. În pericol, da. Da. Despre zigzagurile, aș vrea ca să comentez ceva despre întâlnirea cu Melchisedec, deja timpul nostru, vreo 5 minute am la dispoziție, dar din zigzagurile vieții lui Avraam învățăm o lecție, pentru că vreau să citesc, să dau citirii un citat aici mic, spune așa, noi trebuie, apropo de ce a amintit Lili, noi trebuie să avem un timp pus deoparte pentru meditație și rugăciune pentru a primi înviorarea spirituală. Noi nu prețuim puterea și eficiența rugăciunii așa cum ar trebui să o facem. Rugăciunea și credința vor face ceea ce nu poate izbândi nicio putere pe pământ. Și aici spune, rare ori suntem în toate privințele puși în aceeași situație de două ori. Adică am experiență. Nu, rare ori se întâmplă. Noi trebuie, noi trecem continuu prin situații și încercări noi, pentru care experiența din trecut nu poate fi un drumător suficient de bun. Trebuie să avem lumina nestinsă care vine de la Dumnezeu. Și aici încă un rând vreau să citesc. Când îngăduim ca părtășia noastră cu Dumnezeu să fie ruptă, atunci ne-am pierdut apărarea. Toate scopurile noastre bune, toate intențiile bune nu vor ajuta să vă împotriviți răului. Trebuie să fiți bărbați și femei ai rugăciunii. Cererile voastre nu trebuie să fie slabe, făcute de formă și dacă vă aduceți aminte, ci din toată inima, perseverentă și continuă. Deci, cred că Avraam, prin ce a urmat, se vede că el totuși și-a primit lecția. Spune că e mai bine să înveți din întâmplările altora, dar nu e rău dacă înveți și din... Măcar din ale tale. Măcar din ale tale, că uneori nici din ale tale nu le înveți. De aceea Avraam s-a întors cu toată inima spre Dumnezeu. În întâlnirea lui cu Chedorlaomer, ce indiciu arată că Avraam... Melchisedec, da, mulțumesc. În întâlnirea lui cu Melchisedec, după biruința împăraților, coaliților, nu să rămânem asupra acestor lucruri, dar după întâlnirea aceasta, la ce arată întâlnirea cu Melchisedec? Așa cum a avut loc această întâlnire și ce arată despre viața spirituală? Biruințe pe care o obține asupra acestor împărați, Biblia ne spune că i-a ieșit în întâmpinare Melchisedec, i-a l-a servit cu vin și pâine și după aceea i-a rostit câteva binecuvântări, da, și anume că binecuvântat să fie Avraam de Dumnezeul cel preanalt, ziditorul cerului și al pământului, binecuvântat să fie Dumnezeul cel preanalt care a dat pe vrăjmașii tăi în mâinile tale. Și, practic, și după aceasta spune că și Avraam i-a dat zecioală din toate. Deci aceste declarații pe care le face Melchisedec ne dau adevăratul sens al sistemului zecimii și al darurilor. Și anume faptul că Avraam a înțeles că Dumnezeu este sursa tuturor binecuvântărilor, a protecției pe care o oferă și Dumnezeu este creatorul la toate și toate de fapt îi aparțin lui. Și Avraam, conștientizând acest fapt, el a făcut acest lucru nu fiind impus de cineva, dar din inimă, Doamne, Tu atâta mi-ai dat, m-ai izbăvit pe mine, m-ai binecuvântat în această luptă în care am fost și eu sunt gata să-ți dau partea care nu e mea, dar tot e a ta, să-ți dau a zecea parte din ceea ce Tu mi-ai ferit de fapt. Deci a îngăduit Dumnezeu să pună piatra asta de încercare pentru om. Noi știm că dacă noi oferim a zecea parte și darurile care sunt ele, tot nu ajung la Dumnezeu, tot asupra noastră se răsfrâng și în binecuvântări. De ce a îngăduit el această piatră de încercare în popor? Acesta e de fapt un act al credinței,
dar în același timp Dumnezeu dorește să dezvolte noi spiritul cerului. În cartea Administrare Creștină a Vieții sunt niște cuvinte inspirate care ne spun că spiritul cerului, spiritul dărniciei este spiritul cerului, iar spiritul egoismului este spiritul celui rău. Și pentru că noi am pierdut chipul lui Dumnezeu inițial, noi ne naștem cu egoism. Copilul de mic deja este egoist. Și practic toată viața noi trebuie să ne să scăpăm de egoismul acesta. Și Dumnezeu știe care e metoda ca să scăpăm de egoism. Să nu ținem totul pentru noi, să-i dăm mai întâi partea care este a lui Dumnezeu și noi lui trebuie banii, ci tot pentru lucrare, pentru slujire, pentru binecuvântarea altora. Iar alta este dărnicia, prin daruri, ca noi să dăm din ceea ce este al nostru, să învățăm să fim darnici și să mergem prin credință, că Dumnezeu ne va da mult mai mult și ne va binecuvânta și alegerea aceasta ne va duce, de fapt, bucurie nouă, pentru că textul biblic ne spune, este mai ferice să dai decât să primești. Decât să primești. Ai făcut studii economice și ai făcut și studii teologice. Da. Și vreau să pun o întrebare care le combină pe ambele. De ce Domnul Hristos lui tânărului bogat îi spune, vinde tot ce ai și vină după mine, iar Zacheu nici nu-i cere măcar, el singur. Care e Dumnezeu parțial? E o întrebare retorică, dar totuși vreau să o comentez. Eu cred că fiecare are experiența lui personală. Poate cineva cu adevărat are nevoie să piardă totul. Sunt situații când oamenii au afacerea lor și n-au cum să scape. S-au încreștat? Da, până nu o pierd toate și până nu înțeleg că până la urmă a fost o binecuvântare pentru că altfel n-aveau cum să scape. Și de ce? Dumnezeu știe problema fiecăruia. Dumnezeu știa, sau Domnul Iisus în cazul dat cu tânărul, știa că aceasta e problema lui cea mai mare. Dacă el nu învață în acel moment să dezlipească, atunci pierde veșnicia. Pentru el era ce cazul era? Lui individual. Pentru el ce era avuția pentru tânăr bogat? Totul. Pentru el aceasta era sensul vieții. Idolul lui, nu? De ce? Nu situația lui, o putem aplica în orice situație, că orice bogat trebuie să lepede de totul. Da? Dar unii, așa cum vedem Zacheu, singur sunt, înțeleg că jumătate. Trebuie să dau. Trebuie să și Domnul nu-i spune, nu, jumătate, tot. Nu-i spune, a intrat mântuirea. El n-avea problema asta pentru el, ca și pentru eu. Spune, săracului eram ca tată, șchiopului eram picior și da. Orbului ochi și experiența individuală. Da. Cuiva Domnul Iisus îi spune că trebuie să iasă din casa lui, să-l urmeze ca pescar de oameni. Altuia, spre exemplu, îndrăcitului îi spune că rămâi acolo unde ești, în casa ta. Deci fiecare are o misiune și Dumnezeu știe unde el va fi mai bun. Mi-a pus cineva o întrebare și mi-a încercat să-mi explice că în Noul Testament nu e principiul zecimii. Da. Și am spus, zic că Adevărat. În Noul Testament nu-i zecimea. În Noul Testament este vinde tot ce ai și urmează-mă. Da, chiar jonglează oamenii cu multe, dar Sarai spune foarte clar în spiritul profet. Și oamenii care jonglează cu ideile astea și spun că nu mai e valabil, încă mai au, cum să spun tupeu, o băznicie să citeze din spiritul profetic, în timp ce el mai spune că scoateți încălțămintea din picioare, căci locul pe care este un pământ sfânt. Da. Timpul nostru cam e pe aici. Dacă, cu ce ne-am ales? Ați avea o concluzie, fiecare din lecția care o avem, rădăcinile lui Avram sau credința lui Avram. Rădăcinile, mi-a plăcut foarte mult. Deci pe mine m-a pus pe gânduri chiar titlul lecției, ce reprezintă aceste rădăcini ale lui Avram. Reprezintă locul de unde se trage strămoșii sau reprezintă faptul că el înăuntru lui se trage din Dumnezeu. Deci acolo a găsit el, s-a legat de Dumnezeu și rădăcinile astea arată credința lui Avram în Dumnezeu și asta ar putea să fie simbolul credinței, aceste rădăcini. De asemenea, din lecție, eu am extras pentru mine câteva lecții din lecție. Când Dumnezeu te trimite, mergi unde îți spune El. Când nu te trimite, nu te băga. E mai bine. Acordă-i încredere pentru că El știe mai bine. Apoi, viața de credință este o viață de rugăciune, ascultare și aventură. O viață cu scop, o viață cu misiune. Eu nu m-aș vedea trăind într-un mod egoist numai pentru mine. Mi s-ar părea
plictisitor, nu știu cum ar putea. Deci nu, pentru mine nu văd așa, îmi place viața de credință. Dacă s-a întâmplat vreodată să aluneci de pe cale, adu-ți aminte că cineva acolo sus te așteaptă în același loc. Altă lecție, roagă-te cu bunătate, poartă-te cu bunătate, chiar și cu cei egoiști. În felul acesta tu răspândești influența bună. Și despre zecime, zecimea este un dar din dar. Fii recunoscător că ai ce să oferi. Unde este comoara ta, acolo este și inima ta. Dacă iubești lucrarea lui Dumnezeu, dacă îți place să lucrezi pentru bătrâni, pentru nimic bun nu se face în ziua asta, de astăzi și niciodată fără bani. Și înseamnă că tu îți pui inima în această lucrare. Este un fel în care spui un mic mulțumesc. Sunt situații în viață, nu știu dacă nu iau prea mult timp, în care te duci în vizită și cineva îți dă toate florile din grădină, că ți-au plăcut. Și tu zici, vai, dar cum rămâi fără lalelec, pentru că e perioada de primăvară. Cum să-mi dai mie toate lalelele? Și atunci zici, bine, uite, pe cele mai frumoase, măcar atâta, dă-mi voie să-ți dau, dacă tot le-ai rupt pentru mine, pe cele mai frumoase păstrează-le ție, dă-mi mie restul. Aceasta 10-a parte e o mulțumire mică față de celelalte 9 părți care sunt acasă. Deci Avraam, pe scurt, pentru mine este o poveste și un exemplu de viață, de prietenie cu Dumnezeu, de rugăciune și de umblare cu Dumnezeu. Și începe, de fapt, cu porunca ieși și pe urmă se termină cu du-te. Deci umblarea cu Dumnezeu este să asculți glasul lui Dumnezeu. Ieși, du-te și voi fi cu tine. Amin. Da. Da. Pe scurt aș dori să spun că Dumnezeu știe ce este cel mai bine pentru fiecare din noi. Prin invitația lui Dumnezeu făcută lui Avraam și același lucru îl face și pentru noi, este ca să ne scoată din confort pentru a ne scăpa de egoismul nostru, pentru a ne gândi la alții, pentru a jertfi. Atunci când sacrifici și te gândești nu la tine, ci la alții. Și acesta este principiul salvării. Hristos pentru aceasta a venit. El putea să stea în glorie cerească, dar El a venit pentru mine, pentru tine, pentru fiecare din noi, ca să ne ofere salvare. Și de aceea, dacă eu accept planul lui Dumnezeu, atunci mă voi asemăna tot mai mult cu caracterul său. Amin. Frate Iulian, eu cred că și ascultătorii noștri și cei care vor în reluare vor asculta au nevoie de credința care a fost dată Sfinților odată pentru totdeauna. Și aș vrea ca să înalți o rugăciune ca Domnul să lucreze, spune că El dă și dorința și înfăptuirea. Așa cum a lucrat în viața lui Avraam, așa să lucreze în viața a noastră, a care am studiat aici și am analizat aceste lucruri și în viața scumpilor noștri prieteni, prieteni ai Cuvântului lui Dumnezeu, ca Domnul să ne dea acea biruință pe care până la urmă a avut-o și Avraam. Cine va birui, îi voi da, spune, nu-i voi șterge numele din cartea vieții, îi voi da un nume veșnic. Domnul să ne ajute să birim și noi, să ne rugăm împreună. Dumnezeul nostru minunat, sfânt, adevărat, vrem să-ți mulțumim pentru iubirea ta, pentru faptul că Iisus Hristos a fost marele exemplu al sacrificiului, prin faptul că a lăsat cerul, gloria cerească, a venit pe acest pământ ca să îndure batjocură, să îndure dispreț la adresa lui și în final chiar moarte. Îți mulțumim și pentru exemplu sau viața lui Avraam din care putem lua învățături și lecții pentru viața noastră. Amin. Doamne, fiecare din noi avem frământările noastre. Ajută-ne, Doamne, pe fiecare din noi unde suntem. Unii aici pe loc, unii poate peste hotare, au frământările și problemele lor. Dar ajută, Doamne, că acolo unde sunt și unde suntem noi, să te alegem pe tine, să ascultăm glasul tău, să-l deslușim, să înțelegem care este voia ta, care este planul tău pentru fiecare din noi. Pentru ca noi, oriunde am fi, să putem să fim o binecuvântare pentru alții. Amin. Te rugăm să ne binecuvântezi în numele lui Iisus. Amin. 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 Dragii noștri prieteni, am început cu cuvintele
ridicați-vă ochii și priviți spre părintele Avraam și spre Sara care v-a născut. Dar vreau să terminăm cu cuvintele tot din același capitol 51 de la Isaia. În versetul 6 spune că după ce ne privim la Avraam și la Sara, spune: ridicați ochii spre cer și priviți în jos pe pământ, căci cerurile vor pieri ca un fum. Pământul se va preface în zdrențe ca o haină și locuitorii lui vor muri ca niște muște, dar mântuirea mea va dăinui în veci și neprihănirea mea nu va avea sfârșit. Vă dorim ca ce ne dorim și nouă, ca Avraam, asemenea lui Avraam, și noi să fim prieteni al lui Dumnezeu, în care să dezvoltăm, Domnul a spus, voi ascunde ori de prietenul meu ce am să fac. Și i-a spus ce va fi cu Sodoma, cu Gomora, și vă amintiți acea comuniune și acea mijlocire a lui Avraam. Fiți oameni, fiți prieteni al lui Dumnezeu. Și Domnul să ne binecuvinteze ca această lecție să fie cumva implementată în viața noastră. La revedere! Mare ești.
Te-ai gândit vreodată ce lucruri mărețe poate face Dumnezeu atunci când te asociezi cu El în misiune? În timpul slujirii lui Iisus pe pământ, un grup de femei a oferit cele necesare pentru ultima călătorie din Galileea. Cei 12 erau cu El și mai erau și niște femei, Ioana, Suzana și multe altele, care îl ajutau cu ce aveau. Drept urmare, această perioadă a lucrării a fost bogată în învățătură. Iisus și ucenicii au părăsit zona de confort, siguranța, hrana, limba și cultura. Au vizitat regiunile neamurilor din afara granițelor Iudeii, Tir, Sidon, Betsaida și Decapole, mergând până la Cezarea lui Filip. În afara Tirului, Iisus a repetat minunea înmulțirii pâinii, hrănind 4.000 de neevrei cărora li s-a prezentat ca fiind pâinea vieții pentru toate neamurile. Astăzi, unii tineri îl urmează pe Iisus, ducând Evanghelia la persoane și grupuri greu accesibile din Orientul Mijlociu și din alte părți ale lumii. Îi numim valdenzi moderni, deoarece, la fel ca valdenzii din Evul Mediu, se înscriu și studiază în universități seculare, încercând să ajungă la colegii lor. Scopul lor principal este să găsească oportunități de a transmite mesajul lui Iisus semenilor. O valdenză modernă scria următoarele: să te afli într-o țară străină este o provocare. Îți este dor de familie, de țara natală și de prieteni. De asemenea, trebuie să te adaptezi la o nouă cultură, la oameni, la climă și așa mai departe. Cu toate acestea, angajamentul ei rămâne ferm pentru că, spune ea, universitățile sunt câmpuri misionare uimitoare. Întâlnești oameni de vârsta ta, îți faci cu ușurință prieteni și ai multe oportunități de a-L împărtăși pe Dumnezeu oamenilor curioși cu mintea deschisă. Când te închini cu zecimea și darurile tale, poți lua parte la această lucrare misionară. Să ne lăsăm dorințele la urmă și să-L punem pe Dumnezeu mai întâi. Colecta de astăzi este destinată bugetului comunității locale. Domnul, Domnilor,
salut pe toți prietenii mei. În această zi, eu vreau împreună cu voi să medităm asupra unei calități. Calități cu care sunt caracterizați copiii lui Dumnezeu. Și ca exemplu, text de bază care am să eu, este cartea profetului Daniel. Daniel, capitolul 12, textul 10. Mulți vor fi curățiți, albiți și lămuriți. Cei răi vor face răul. Și nici unul din cei răi nu va înțelege, dar cei pricepuți vor înțelege. Ce interesant că profetul Daniel, când vorbește despre poporul lui Dumnezeu în timpul sfârșitului, el caracterizează copiii lui Dumnezeu cu epitetul cei pricepuți sau cei înțelepți. Deci, înțelepții ei pricep și înțeleg lucrurile și acest lucru îi face pe dânșii să fie sfinți sau neprihăniți. Dar cei care nu înțeleg, ei sunt numiți răi. Eu mă gândesc că ei sunt numiți răi de atât că nu înțeleg. Dar aici sunt numiți neprihăniți de atât că pricep. Deci va fi două clase de oameni. Cei care pricep și sunt sfinți. Și cei care nu înțeleg, nu pricep și sunt nelegiuiți. Două categorii de oameni. Cartea prorocului Daniel. În Sfintele Scripturi Evreiești, această carte este inclusă în categoria cărților de înțelepciune. Noi numim cartea Daniel ca cartea prorocului Daniel, dar această carte în tradiția iudaică este inclusă în cartea, în cărțile înțelepciunii. Din motivul că Daniel a fost înțelept și Daniel deseori descrie pe credincioșii ca oameni înțelepți. În Noul Testament, Evanghelie după Matei, noi vedem că evanghelistul Matei tot este încântat de înțelepciune. Se pare că el s-a inspirat din literatura iudaică sau din scripturile Vechiul Testament, care se numesc scripturile înțelepciunii, el s-a inspirat de acolo și ideea înțelepciunii este accentuată în Evanghelie după Matei. Domnul Hristos în predica de pe munte, când își spune predica sa, el spune că sunt două categorii de oameni. El repetă pe prorocul Daniel. Capitolul 7, versetul 24. 7 și 24. De aceea, pe oricine aude aceste cuvintele mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, care și-a zidit casa pe stâncă. Cei care ascultă cuvintele acestea, adică se referă la cuvintele predicii de pe munte. Cei care ascultă cuvintele mele acestea și face sau împlinește, voi asemăna cu om cu judecată. Voi asemăna un om cu judecată. Om care are pricepere, om care are înțelepciune. Textul 26. Însă oricine aude aceste cuvinte ale mele și nu le face, va asemăna cu un om nechipzuit. Cum un om cu judecată construiește casă pe stâncă, pe o temelie tare, un om nechipzuit, neînțelept, el va construi casă pe nisip, care n-are nicio putere. Deci Iisus spune cum se deosebește cel înțelept de cel neînțelept. Cel înțelept aude și împlinește, cel neînțelept aude și nu împlinește. Înțelepciunea, după motivul lui Matei, constă în acel fapt că un om credincios, el nu numai ascultă, dar și împlinește cuvintele Domnului Hristos. Continuăm să medităm asupra înțelepciunii.
în contextul Evangheliei după Matei. Matei capitolul 25. Matei capitolul 25 este redată pilda celor 10 fecioare, din care 5 sunt înțelepte și 5 sunt neînțelepte, nechipzuite. Se începe pilda cu cuvântul atunci. Acest cuvânt atunci foarte deseori se întâlnește în această ultimă predică escatologică a lui Iisus Hristos. De exemplu, predica se începe din capitolul 24, Evanghelie după Matei, versetul 9, atunci, versetul 10, atunci, versetul 16, atunci, versetul 21, pentru că atunci, textul 23, atunci, textul 30, atunci se va arăta în cer semnul Fiul Omului. Cuvântul atunci se referă la sfârșitul timpului, la sfârșitul veacului, atunci când va veni Hristos. Ia ca atunci, în timpul venirii lui Hristos, la sfârșitul veacului, situația pe pământ sau situația în poporul Dumnezeu va fi asemenea situației în această pildă. Pildă cu 10 fecioare. Cam mai bine să înțelegem semnificația acestei pildi, permiteți mie un pic să descriu fonul istorico-cultural. Deci, mai întâi se face logodnă. Tinerii se înțeleg între dânsii că ei vreau să întemeieze familie. Este acordul părinților. Se pune o dată în calendar când trebuie să înceapă ospățul nunții. Și când vine această dată, da, ospățul nunții în tradiția lor veche se făcea întotdeauna seara. Deci, mirele, el iese din casa sa, din casa părinților săi, și se duce în casa miresei. Înaintea mirelui merge, de exemplu, o slugă și el proclamă că ieșiți și întâmpinați pe mirele, salutați pe mirele. Și atâta timp cât merge mirele, oamenii din localitate poate să iasă și să salute pe mirele. Când se apropie mirele de casa miresei, lângă casa miresei erau 10 fecioare. Aceste fecioare sunt prietenile miresei. Fecioarele acestea trebuie să iasă la întâmpinarea mirelui, ca să-l întâlnească pe mirele cu cântece, cu dansuri și era încă un atribut foarte, foarte important în această ceremonie. Aceste fecioare trebuie să întâmpine pe mirele cu candelele aprinse. Aceste candele aprinse fac o atmosferă sărbătoare. Ca atmosfera sărbătoare să simte, trebuie numai decât să fie candela aprinsă. Dacă candela stânsă, parcă este stricată toată ceremonia. Și când mirele vine și ia pe mireasa din casa părinților a miresei, împreună cu mireasa și împreună cu aceste fecioare care sunt prietenile miresei, ei se întorc înapoi în casa mirelui, unde 7 zile merge ospățul nunții. Ia că așa era obiceiul, așa era obiceiul sau tradiția a petrece nunta. Iisus folosește acest obicei ca să dea o ilustrare, ca o pildă, să fie un fel de învățătură. Și el spune că la venirea mea, situația pe pământ va fi asemenea situație cu aceste 10 fecioare. Și citim textul. Matei, capitolul 25. Atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu 10 fecioare care și-au luat candelile și au ieșit în întâmpinarea mirelui. Textul 2 face o mică remarcă, dar foarte importantă. 5 din ele erau nechipzuite și 5 înțelepte. Iarăși ne vedem această tendință lui Matei a caracteriza pe oameni în aceste categorii, înțelepte și neînțelepte. El spune că 5 înțelepte și 5 neînțelepte. Cele nechipzuite sau neînțelepte
când și-au luat candelele, n-au luat cu ele un de lemn. Dar cele înțelepte, împreună cu candelele, au luat cu ele și un de lemn în vase. Fiindcă mirile zăbăvea, au ațipit toate și au adormit. Haideți până aici ne oprim. Încercăm să dăm răspuns la următoarea întrebare. În ce constă înțelepciunea celor ficioare înțelepte și în ce constă nechipzuința celor nechipzuite? Ficioarele cele înțelepte, ele au prevăzut că posibil mirele poate să zăbovească, poate să întârzie cu venirea sa. Și acele înțelepte, când au priceput că poate să fie așa fel de situație, ele s-au pregătit anume pentru această situație. Înțelepte s-au pregătit pentru zăbovirea mirelui. Dar cele neînțelepte au fost cu nepăsare. Ei credeau că mirele acum răbdii va veni și deodată ei vor intra în ospățul nunții. E că aici și era greșeală. Un om înțelept e întotdeauna să uită cu câteva pași înainte, predvede situații care poate să fie, hai să spunem așa, situații neprevăzute. El predvede aceste situații și în asta și constă înțelepciunea. Domnul Hristos, prin această pildă, a vrut să dea o aluzie ucenicilor săi. Ucenicii foarte tare doreau ca revenirea Fiului omului sau revenirea lui Hristos să fie chiar în viața lor, chiar în generația lor. Și ei așteptau acest lucru. Dar Iisus, cu mare atenție, așa subtil, a dat o aluzie prin această pildă, că venirea lui va fi cu zăbovire. El va zăbovi un timp nedeterminat. Și El spune, fiți înțelepți, pregătiți-vă pentru zăbovirea mea. Și cei care nu sunt înțelepți, ei cred că de grabă vine Hristos și răbdi vor intra și tot o să fie bine. Dar anume zăbovirea lui Hristos este o testare care testează cine este înțelept și cine este nechipzuit. Eu acum, prin această interpretare a pildii, nu doresc ca să vă adorm pe voi spiritual. Puteți să spuneți că dacă Alexandru învață că mirile, adică Hristos, în venirea sa, va zăbovi. Da, de atunci, de când Iisus a spus ucenicilor săi despre venirea sa, de atunci încolo a trecut deamă mai mult de 2000 de ani. Aproximativ 2000 de ani. 2000 de ani de așteptare. Dar haideți să ne gândim la timpul în care noi trăim. Este diferență în timp atunci când noi am așteptat venirea lui Iisus 20 de ani în urmă și cum așteptăm venirea lui Iisus astăzi? Nu s-a stâns în noi râvna așteptării venirii lui Iisus? Nouă ni se pare că această zăbovire îi aduce pe noi la o adormire spirituală. Nici într-un caz eu nu vreau ca noi să adormim. Noi înțelegem că timpul este spre sfârșit. Noi vedem toate semnele care arată că venirea lui Hristos este foarte aproape. Eu ridic întrebarea, dacă Hristos încă mai zăbovește 5, 10, 20 de ani, sunt eu gata? Sunt eu înțelept ca să aștept venirea lui Iisus? Mă pregătesc eu pentru această situație care se numește zăbovirea venirii lui Iisus. Continuăm să medităm asupra temei înțelepciunii și nechipzuinței. Uleacă mai sus, în capitolul 24, Evanghelistul Matei tot atinge subiectul înțelepciunii, chipzuinței și nechipzuinței. El vorbește, povestește pilda despre robul bun și înțelept. Textul 45, Matei 24. Care este deci robul credincios și înțelept
pe care l-a pus stăpânul său peste ceata slujilor sale ca să le dea hrană la vremea hotărâtă. Observați cum este caracterizat robul bun și înțelept. Înțelept. În ce constă înțelepciunea acestui rob? Spune că stăpânul a pus pe el să împlinească o sarcină. Sarcina constă că el dă slujilor sale la vremea hotărâtă hrană. Și ferice de robul acela pe care stăpânul său la venirea lui, deci stăpânul trebuie să vină, dar nu spune când, dar la venirea stăpânului îl va găsi făcând așa. Deci în ce constă înțelepciunea acestui rob? Robul acesta este ocupat cu sarcina care a fost lăsată de stăpânul său. El nu știe când va veni stăpânul. El presupune că venirea stăpânului poate să fie și cu întârziere. Ce n-ar fi? Va veni stăpân mai devreme sau mai târziu? Eu sunt ocupat ca rob cu treburile mele. Și anume, acest lucru face pe rob să fie bun și înțelept. Când tu împlinești sarcina, datorie care ți-a pus stăpânul pentru tine. Mai departe, merge contrast. Cât deseori, prin contrast, noi putem să facem diferență în ce constă înțelepciune și ce constă nechipzuință. Următorul text, textul 48. Dar dacă este un rob rău, care zice în inima lui, stăpânul meu zăbovește să vină. Robul este corect a priceput că stăpânul poate să zăbovească. Eu nu spun că el a greșit. Poate, analizând lucrurile, el a înțeles corect. Stăpânul zăbovește. Dar el a făcut o mare greșeală. El a făcut abuzare de timp și abuzare de funcție, de statut. Să spunem mai departe că dacă va începe să bată pe tovarășii lui de slujbă și să mănânce și să bea cu bețivii, stăpânul robului aceluia va veni în ziua în care el nu se așteaptă și în ceasul pe care nu știe. De ce pentru rob rău și nechipzuit, rău și neînțelept, de ce venirea stăpânului este pe neașteptate? De atâta că timpul care a fost dat lui, el a folosit în risipă. El s-a răzvrătit și în loc ca să facă datoria sa de rob, el a trăit viața în risipă. Deci, în ultimul timp, vor fi două categorii de oameni. Oameni înțelepți și oameni nechipzuiți. Asta dovedește și pilda cu cei care au construit casă pe stâncă și pe nisip, pilda robului credincios și necredincios, nechipzuit, și pilda despre 10 fecioare, 5 înțelepte și 5 neînțelepte. Toate aceste lucruri spun că va fi, în ultimul timp, aceste două categorii de oameni. Și acum vreau să răspund la ultima întrebare din meditația mea. Eu în ce categorie sunt? Sunt eu în categoria celor înțelepți? Ce înseamnă a fi înțelept? Cum eu practic astăzi în viața mea spirituală pot să mă identific cu cei înțelepți și pricepuți? Mă întorc la pilda cu robul credincios și înțelept. El împlinea sarcina, dădea hrană la vremea hotărâtă. El nu știe precis când vine stăpânul, dar el își împlinește sarcina. Și vreau să vă spun că acest rob devine pentru noi un exemplu. Să dăm la vremea hotărâtă hrană. Ce înseamnă acest lucru? Hrana noi putem să tălmăcim în două sensuri. Și hrană fizică și hrană spirituală. Biblia, cuvântul lui Dumnezeu este hrană spirituală. Dar este și hrană fizică. De fapt, în Evanghelie după Matei, capitolul 25, Iisus vorbește despre iarăși două categorii de oameni, înțelepți și neînțelepți, și spune că cei care sunt credincioși, înțelepți, Iisus caracterizează pe dânsul cu următoarele cuvinte. Căci am fost flământ și mi-ați dat de mâncat. Mi-a fost sete și mi-ați dat de băut. Am fost străin și m-ați primit. Deci observați, cel credincios, el dă mâncare.
Și Iisus spune, dacă ați făcut acest lucru unul neînsemnat, ați făcut mie. Credincios rob, înțelept rob, el își împlinește datoria sa. Dacă tu vrei să răspunzi la întrebare, ești tu gata pentru venirea lui Iisus? Ești tu gata dacă chiar Hristos zăbovește în venirea sa? Ești tu gata să aștepți venirea lui Iisus? Cum poți să determini acest lucru că tu ești gata? Răspunsul este simplu. Fii activ în acea slujire la care a chemat pe tine Dumnezeu. Dă hrană fizică, spirituală. Dă hrană celor care au nevoie. Și când va veni Hristos, El va găsi pe tine în lucrare. Facem o rugăciune. Bunul Părinte, îți mulțumim pentru lecția aceasta din cuvântul tău despre înțelepciune și nechipzuință. Cum este scris în Biblie, tu ai promis că să cerem de la Tatăl nostru din ceruri înțelepciune. Și Dumnezeu dă această înțelepciune oricine voiește și are nevoie. Te rog, Doamne, pentru noi toți, pentru copiii Tăi, pentru poporul Tău, fă poporul Tău în timpul sfârșitului să fie un popor înțelept și chipzuit. Și pregătește-ne pe noi pentru venirea lui Hristos. Rugăciunea este în numele lui Iisus. Amin.